Suntem pe Arena Națională, prieteni, unde liderul întâlnește pe FC Voluntari în etapa cu numărul 18. Arbitrul este Florin Andrei din Târgu Mureș, un arbitru de 35 de ani, asistent radiolog. FCSB începe cu Vlad în poartă, ceeași așezare 4-3-3, Ovidiu Popescu, Cristea, Miron Radunovici în apărare. Wide pentru prima oară titular în acest sezon, Șut și Tănase la mijloc, în față Denis Mann, Florinel Coman și Octavian Popescu. Iată puștiul Octavian Popescu la al șaselea joc, titular pentru FCSB, echipă pentru care a obținut 3 penaltiuri și a dat 2 asisturi. FC Voluntari cu Lavin în poartă, Costin, Achim, Arma și Briceag în apărare, Ivanov, Borțoneanu și Ricardinho la mijloc, în față Mailat, Stoica și Marcelo Lopes. La minge este Florinel Coman, care este teoretic vârf de atac în acest meci, dar ne-am obișnuit, FCSB-ul joacă practic fără un nouar autentic. Lopes în duel cu Radunovici, amână centrarea, pasează înapoi, dribling reușit și șansă de gol, acolo ratată de Mailat. Foarte bună ocazie, foarte mare ocazie, a pătruns excelent Costin. O linie de apărare extrem de înaltă are FC Voluntari. Pleacă centrarea bună! Lovitură de cap a lui Iulian Cristea, lovitură nereușită, însă cu centrarea foarte bună dată de Denis Mann. Jucătorii FCSB-ului, densitate mare de FCSB-iști acolo în preajma careului. Bună combinație, wide și șutează Mann și înscrie. Un șut cu stângul. Excelentă pasa lui Wide și eu cred că putea să facă ceva mai mult portarul Marco Slavin. A avut mâna pe minge. Balonul a trecut însă pe sub mâna golkeeperului spaniol. Mesaj pentru fostul portar al Naționalei. Vedem încă o dată faza. Preluare foarte bună a lui Wide. Pas înapoi. Șutul cu stângul a lui Denis Mann, care, iată, a făcut această rocadă cu Florinel Coman în flancul stâng. Rocadă de bun augur. Execuția este comodă, este la îndemână pentru Denis Mann, care dă cel de-al 14-lea său gol în campionat în acest sezon pentru FCSB. Nu s-a înțeles cu Radunovici, pasa n-a fost rea, numai că Radunovici o aștepta pe al culoar. Tănase din prima acum, Tănase pentru Coman, Coman rămâne la minge, Coman, dribling-ul lui Coman. Bună viteza de deplasare a lui Coman și acolo este tânărul Cristian Costin, care îi subtilizează mingea. Câștigat ambele meciuri cu FCSB, echipa care l-a dat afară în tur. O, ce greșeală! Dar golul nu se pune, pentru că de la margine este semnalizarea lui George Neacșu, un offside, nu tocmai potrivită. Ia să vedem. Da, a văzut bine, a fost foarte atent Neacșu. Betancor, lift. Din nou Tănase. Adrian Șut. Se întoarce Denis Mann. 4 jucători avea în cârcă, cât pe ce să rămână la minge. Și Tănase, profitând de această, acest ricoșeu favorabil, un volet pe spate încercat de Denis Mann. Denis Mann călcat, întinsă de capitanul lui FC Voluntari. Puțin a lipsit ca Denis Mann să rămână la minge. Iată acum centrarea un pic prea înaltă. Coman reușește să dea cu capul, iar Denis Mann nu poate, un meci în care FCSB a folosit o mulțime de juniori. Iată-l acum pe Octavian Popescu. Pasă bună lui Octavian Popescu.
și apără Lavin, formidabil șutul lui Darius Solaru, șansă pentru greșeala de la gol, dacă o fi existat o greșeală. Octavian Popescu cât pe ce să ofere al treilea asist în acest sezon. De fapt, știți cum se spune, eu i-am dat pasă de gol, dar dacă el a ratat, ce să fac? Denis Mann continuă. Oh, ce penalti! Ce penalti! Denis Mann vrea să bată el, dar atenție că și Tănase are pretenții la titlul de golgheter. Încă o dată faultul lui Achim asupra lui Tănase, are obiceiul să se oprească, să privească portarul și să trimită mingea în funcție de mișcarea portarului. Să vedem dacă asta face și acum. Elanul este destul de mic. Da, oprire. Șut bun, șut în plasa laterală. Cred că a avut ceva emoții Tănase, pentru că Lavin a stat pe linia porții, nu s-a mișcat. Adevărul că Tănase este executantul de bază la FCSB. Penaltiuri toate transformate în acest sezon de formația bucureșteană. Goluri Denis Mann, 13 goluri Tănase. Apariții periculoase în careul advers la loviturile de colț. Trece frumos Coman, are mingea pe stângul, centrează însă cu piciorul drept, cu efect, aproape că să-l servească pe tânărul Furga cu o minge de gol. Iată centrarea. Nu, acolo este Denis Mann. Denis Mann și Tănase era de asemenea în zonă. Penalti! Nu i-a plăcut arbitrul această săritură la cap. Oh, ce execuție! Minge trimis acolo sub bară. Betancor sprintează cu mingea la centru, dar nu cred că mai e timp și Bogdan Andone este conștient de asta. Probabil că înregistrează cea de-a treia victorie la un singur gol diferență. Execuție de mare maestru al lui Betancor. Este șutare în vinclu. Meciul se termină cu victoria la limită a lui FCSB, care, iată, n-a reușit până acum să bată pe FC Voluntari de când se întâlnesc cele două echipe în Liga 1 la o diferență mai mare de 1.